Fetelor, de-ați ști ce obosită sunt! Trebuie să mă odihnesc puțin! Dar e atâta dezordine în camera asta! Așa e, de mult n-a făcut nimeni curățenie! Iac! Câte pânze de păianjen! Ce scârboșenie! Ce să ne facem? Hei! Sufli pe mine! Să știi că și eu am superputeri! Și eu ce vină am? Am să vă îngrop în plante! Atunci am să te ard! O, nu! Ajutor! Ce ai făcut? Gata! Dacă nu vreți cu frumosul, vă arăt eu vouă! Eu și Lucy vă vom învinge! Asta mai rămâne de văzut! Ați distrus întreaga cameră! Noi? E vina voastră! Apropo, am un plan grozav! Împărtășește-l! Haideți să vedem ce e înăuntru! E momentul perfect să refacem camera asta! Haideți să creăm paturi noi și grozave! Așa e! Fetelor, haideți să lucrăm împreună! Pentru început trebuie să ne scăpăm de gunoi! Unde sunt atâtea chestii inutile aici? Nu aș fi crezut vreodată când voi folosi superputerile la curățenie! Pot chiar muta și paturile! Dar nu e de ajuns! Important e să ne scăpăm de tot restul de gunoi! Și mă descurc perfect cu asta! Ce punct al planului urmează? Partea ta, Lily! Plăcere. Voi planta în pământul ăsta minunat niște semințe la fel de minunate! Iar eu le voi uda! Apropo, cu apă magică! Acum din semințe va crește un pat adevărat! Priviți ce frumos e! Și trainic! Tare, dar un pat nu e îndeajuns. Trebuie să-l facem rapid pe al doilea. Cu asta se vor descurca superputerile mele de foc. Gata! Acum avem două superpaturi. Fetelor, e momentul să trecem la culori. Ce activitate calmantă! Plantele astea mă încurcă din a vopsi! Oribil! Ce murdărie! Vopseaua trebuie să acopere asta! Trebuie să ne iasă super! Fetelor, să nu uităm că trebuie să ne urcăm la etaj! Și scara trebuie vopsită! Eu chiar ador activitatea asta! E mai tare să te urci la etaj cu ajutorul puterilor! Apropo, nu uitați să vopsiți etajul la fel ca partea de jos! Arată minunat! De acord! Ce pat tare iese! Fetelor, bravo nouă! Am trecut de prima etapă! Acum trebuie să ne ocupăm de comoditate! Mai exact, trebuie să facem paturile moi și comode! Și nu ar deranja niște decorații florale! Ce minunăție!
Toți ar trebui să înțeleagă că florile sunt cele mai bune prietene ale omului. Pe lângă că pot face decorațiuni frumoase, se pot face și pereți pentru ca nimeni să nu te deranjeze când dormi. Minunat! Mă simt ca în mijlocul naturii! Lily, dacă ai terminat, timpul să mă ocup de partea mea de pat. Nu-i nimic mai moale decât un orișor alb și pufos. Trebuie doar să-l întind pe tot perimetrul. Deja arată foarte comod. Și să-i adaug puțină lumină. Ce frumusețe! Parcă aș sta pe un norișor adevărat. E magie adevărată. Și eu mi-am adus păturica și pernuțe. Dar nu suficiente. Va fi perfect când voi adăuga și o piscină. Lucy, mă poți ajuta? Am nevoie să sufli. Ușor! Ce nu faci de dragul prietenilor? Mulțumesc mult! Mai rămâne doar să umplu cu apă. Cu plăcere. Perfect! Patul meu e acum mai haios. Nu-i nimic mai grozav decât să stai în piscină. Cred că toți sunt de acord cu mine. Mai ales când ai și niște rățuște drăguțe pe lângă. M-am săturat. Lucy, am nevoie din nou de ajutorul tău. Usucă-mă! Ok. Vai! Mersi mult! Thank you. Nu mă mai deranja! Meditez! Nu e nimic mai comod decât o păturică și niște perinuțe roșii. Și între timp mi s-a făcut foarte foame. Cred că știu ce voi mânca azi. Pentru început am nevoie de un foc de tabără. Nu vi se pare că se făcuse cam frig aici? Voi prăji cele mai delicioase bezele pe focul ăsta. Ador bezelele! Fetelor, urați-mi poftă bună! Ceva lipsește! E nevoie de mai multe detalii! De exemplu, flori! Se potrivesc perfect cu restul decorului! Și e nevoie de mai multă lumină! Și mie mi s-a făcut cam foame! Are cineva ceva împotrivă dacă va crește un portocal lângă paturile noastre? Wow! Eu sunt de acord! Wow! Tare! Ador portocalele! Mai ales că sunt o alegere bună pentru prânz! Eu mănânc doar mâncare vegetală! De acord cu Lily! Nici mie nu mi-ajung câteva detalii! Cred că niște decorații în roșii sunt perfecte! Acum chiar mă simt ca acasă! E așa comod și frumos aici! Dar mai am nevoie de lumină! Acum e perfect! Și mie îmi lipsește ceva! Chiar! Ce mai, peștișorule? În curând voi face un grătar din tine! Nu te îngrijora! Nu te dau maniacului ăstuia! Hei! Unde e peștele? Ce mai mănânc acum? Acum am un prieten! Și-l voi numi Nemo! Cu el lumea mea acvatică va fi mai calmă! Ce să mai adaug? Știu! Am nevoie de puțină intimitate! Am nevoie de perdele! Așa pot avea sentimentul de singurătate cu mine însămi! Și desigur, e nevoie de puțină lumină!
frumusețe! Iar eu am nevoie de mai mulți prieteni norișori. Voi rezolva asta rapid. Cred că asta nu e tot. Printre norișori se potrivește perfect un curcubeu. Cine nu adoră curcubeul? Nu există asemenea oameni. Ce minunăție! M-aș uita la el veșnic. Fetelor, aveați dreptate. Și eu am nevoie de perdele. Cu ajutorul lor pot face să pară că într-adevăr stau pe norișori pe cer. Mai rămâne să adaug puțină lumină. Ce părere aveți? Eu zic că e grozav. Fetelor, dacă am terminat, haideți să facem o discotecă, să sărbătorim! Chiar suntem cele mai tari! Wow! Și eu aduc ceva la petrecere! Știu ce! Îmi iese un super tort! Mai rămâne un singur detaliu! Wow! Tort! E exact ce-mi trebuie! Ce zi mai e și asta? Unde-mi tot dispare mâncarea? Fetelor, am adus tort! Haideți să-l înfulecăm mai repede în cinstea noilor noastre paturi! Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Delicios! O, ce aromă! E foarte bun, dar nu mi-ajunge o felie. Ce bine că Lily mai are! Hei! Jess, cum ai îndrăznit să-mi fur tortul? Credeam că nu ne vom mai certa, dar tu m-ai obligat să o fac! Cum ai putut? Hoațo! Ai distrus tot! Nu ți-e rușine? Trebuie să începem de la zero. Abonează-te rapid la Multidu ca să nu ratezi următoarele videouri la fel de interesante și neobișnuite. Cu noi ai mereu moralul ridicat. Pe curând!